80% dintre cei nevaccinați spun că nu au suficiente informații despre vaccin, iar 30-40% din nevaccinați ar putea fi convinși să se vaccineze, arată cel mai recent sondaj InScope Research. Primele luminițe de Crăciun au fost aseară montate în Piața Constituției. În caz că n-ai remarcat, ornamentele nu sunt noi și vor fi amplasate doar în zona centrală. Primarul Nicu Șordan spune că a redus cheltuielile de la 9 milioane de lei la 1 milion. Iar președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, a semnat actul pentru siguranța echipamentelor care blochează definitiv companiile de pe lista neagră precum Huawei și ZTE. Și un iPhone modificat de inginerul Ken Pilon l-a fost vândut cu peste 86.000 de dolari. Asta după ce inginerul i-a instalat un port USB tip C, primul iPhone care are așa ceva. Îți amintesc, Uniunea Europeană vrea ca toate telefoanele să adopte portul tip C.